Mai mulți locuitori din mai multe cartiere din Piatra Namț, municipiu aflat sub cod roșu de ploi torențiale, au fost evacuați miercuri seara, după ce în oraș a plouat fără întrerupere mai bine de două ore. Locuitorii au primit mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. Mai multe cartiere ale orașului au fost în beznă aproximativ 20 de minute, iar toate echipajele ISU au răspuns la solicitări. Tot miercuri, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș Severin, intervenția pompierilor militari a fost solicitată la Reșița pentru degajarea unor elemente de acoperiș care au fost desprinse de vânt pe două străzi. Elementele de construcție căzute au avariat trei autoturisme.